Aproape 15% dintre absolvenții de gimnaziu din Olt care s-au înscris la evaluarea națională nu au mai ajuns astăzi la prima probă a examenului. 5 dintre elevi au susținut examenul în condiții speciale. Un elev din Drăgănești a dat examenul la limba română acasă, iar ceilalți au avut nevoie de timp suplimentar. Majoritatea celor care au ales să participe au venit la examen însoțiți de părinți. Pentru aceștia, emoțiile au fost mai mari decât pentru copii. Ce notă vă așteptați așa să iasă? 8, 9. Poate 10, nu știu. Stați aici și la așteptați, îi dați încredere? Da, prin telepatie. Îi transmitem totul ce îi trebuie. Emoții? Eu nu, mama puține, dar știm că face. Tot trebuie să-l ia. Probleme deosebite nu au fost în prima zi a examenului de evaluare națională pentru clasa 8-a. În județul Olt ar trebui să susțină acest examen 3048 de elevi în 75 de centre organizate la nivelul județului. Majoritatea celor care au ales să susțină examenul au ieșit din sălile de evaluare bucuroși, considerând subiectele ca fiind mai ușoare decât la simulare. De aceeași părere au fost și profesorii de specialitate care i-au pregătit în timpul anilor de gimnaziu. Cum a fost? A fost bine, nu foarte greu, cred că se iau notă mare. Te așteptai la astfel de subiecte? Da, nu a fost ceva din povești, să spunem. Emoțiile? Nu, au dispărut. Au dispărut înainte de a intra sau după ce ai văzut subiectele? După ce am văzut subiectele. A fost foarte ușor. Te așteptai la astfel de subiecte? Nu mă așteptam să fie puțin mai greu. Să înțeleg că la simulare a fost mai greu. Cam la fel. Ia spune, cum a fost? Relativ ușor. Te așteptai la subiecte mai grele? Da. Nu prea m-am așteptat la argumentare să pice genul dramatic. Mă așteptam să pice epic, liric. Așa cum ne așteptam, subiectele au fost de nivel mediu, abordabile, accesibile elevilor de clasa a 8-a. Primul subiect, cel de compunere, viza argumentarea faptului că un text aparține genului dramatic, iar compunerea de la subiectul al doilea se făcea referire la realizarea unei narațiuni prin care să se prezinte o întâmplare. Una peste alta, subiectele au respectat programa, au fost în concordanță cu ce s-a lucrat la școală și consider că simulările care s-au dat anterior probei de evaluare din cadrul evaluării naționale au fost binevenite. În județul Olt, absolvenții de gimnaziu nu vor susține niciunul proba la limba maternă. Evaluarea națională continuă joi cu proba la matematică. În 20 iunie, adică joi, va avea loc proba de matematică, probă scrisă. La nivelul județului nu se susține probă de limbă și literatură maternă. În 25 iunie va fi afișarea rezultatelor până la ora 12. Între 14 și 20, în aceeași zi de 25 iunie, se pot depune contestații de către cei care consideră că notele pe care le-au primit nu sunt pe măsura rezolvării subiectelor. Între 26 și 28 iunie va avea loc soluționarea contestațiilor, urmând ca în 29 iunie să fie afișate rezultatele finale după soluționarea contestațiilor. Toate lucrările au ajuns în cursul după amiezii sub paza polițiștilor și jandarmilor la sediul Inspectoratului Școlar Județean. De aici, în cursul serii, vor fi transportate tot sub pază la centrul de evaluare dintr-un județ stabilit aleatoriu, unde vor fi corectate.